Bună ziua și bine ați venit la testul 10 pentru clasa a 4-a din caietul de vacanță. Înainte de a începe aceste exerciții, vă rog să vă luați timpul necesar și mai cu seamă să aveți răbdare până la sfârșit ca să puteți înțelege ceva, să vă fie de ajutor aceste exerciții. Vă amintesc numărul meu de telefon pentru cine dorește să mă contacteze, este 0773889705. Pe acest canal, în afară de cursuri de limba română, mai găsiți cursuri de limba engleză, mai găsiți rubricile pentru tine, doamna mea, povești pentru copilași, drăgălași și din înțelepciunea lumii. Iar din luna septembrie, de când vom începe școala, veți găsi aici, din fiecare manual, fiecare lecție, și toate exercițiile explicate și lucrate. Iată de cât ajutor vă va fi acest canal, motiv pentru care eu doresc să-l țin în continuare gratuit, dar am nevoie de susținerea voastră prin a vă abona. Prin urmare, vă rog să nu uitați să vă abonați ca să putem să menținem aceste cursuri gratuite. Astăzi, pentru clasa a 6-a am pregătit niște lecții de gramatică foarte simple și foarte puține. Cursul de astăzi o să fie foarte scurt. Exercițiul 1. Ce diferență există între cuvintele în scris, scris în două cuvinte diferite, și cuvintele în scris într-un singur cuvânt grafiat? Rezolvă în scris exercițiile. În scris, expresie scrisă în două cuvinte, prepoziția în și verbul la participiu scris. Înseamnă cum rezolvă exercițiile. Dă o explicație despre felul în care rezolvă elevul exercițiile și anume le scrie. În al doilea exemplu, este înscris la cursurile de limba franceză. Înscris se scrie legat și înseamnă că participă la cursurile de limba franceză. Nu-i ajungeau paralele să cumpere haina. Paralele înseamnă aici banii. Gimnasta a evoluat extraordinar la paralele. Paralelele sunt un aparat de gimnastică, format din două bare, una așezată mai sus, una așezată mai jos. Alege răspunsul corect. Cuvintele polisemantice au sensuri diferite sau sensuri înrudite? Au sensuri înrudite. Ele au aceeași formă sau formă diferită. Polisemanticele au aceeași formă. Alcătuiește enunțuri cu următoarele cuvinte polisemantice. Limbă, abate și a fi. Exemple cu ajutorul cuvântului limbă, în care îi vom demonstra polisemia. Copilul are limba albă când este anemic. E vorba de limbă ca organ anatomic. Înainte de a te încălța, trage limba pantofului. Pantoful, în special cel cu șireturi, are o limbă, o parte componentă de forma limbii, pe care trebuie să o tragem pentru că acoperă pe interior zona cu șireturi. Și atunci nu ne mai deranjează la picior, e mai confortabil. Dacă nu ți intră gheata, folosește limba. Limba este așa numitul încălțător, este exact un obiect exact în forma unei limbi cu o coadă pe care o punem la spatele pantofului când introducem piciorul în pantof, ca să ne încălțăm mai ușor. Următorul cuvânt este abate, verbul abate. Bate la ușă înainte de a intra, ciocăne, da? Tata bate covoarele sâmbăta, le scutură de praf. Echipa de fotbal a școlii noastre a bătut toți adversarii. I-a învins.
nu bate câinele, nu lovi câinele. Vântul bate cu putere, vântul suflă cu putere. Și ultimul cuvânt este verbul a fi, nu-ți fie teamă, sunt cu tine, deci nu ai emoții, să nu ai emoții, și sunt de partea ta. Adică sunt de acord cu tine, te susțin. Precizează sensurile cuvântului polisemantic limpede din enunțurile următoare. Apa era limpede. Limpede înseamnă transparent aici. Avea mintea limpede. Limpede înseamnă gândea clar, nu uita și nu confunda. Sunetele pe care le auzea erau limpezi. Limpezi înseamnă clare, adică se auzeau bine. Era limpede că nu va veni. Limpede înseamnă aici evident, cert, de înțeles. Cerul era limpede, adică senin. Ochii ei erau limpezi, clari, senin, curați. Vorbea limpede, vorbea clar, pe înțelesul oricui, era ușor de înțeles ceea ce spune. Avem o listă de cuvinte și trebuie să le grupăm între cuvinte polisemantice și monosemantice. Limbă. Limbă este un cuvânt polisemantic. Stea. Tot polisemantic, fasung, monosemantic, are un singur înțeles. Ecler, monosemantic, are un singur înțeles. Carte, cuvânt polisemantic. Ochi, cuvânt polisemantic. A pierde, cuvânt polisemantic. Miocard, cuvânt monosemantic. Strung, cuvânt monosemantic. Insecticid, tot cuvânt monosemantic. Dragii mei, acesta a fost cursul de astăzi, testul 10 pentru clasa a 6-a. Mulțumesc pentru participare. Vă rog, spuneți-le și colegilor voștri despre acest canal. Și înainte de a închide, vă rog să vă abonați. La revedere!